În acest videoclip o să-ți arăt câteva produse, câteva servicii pe care le poți promova ca și afiliat și cu care poți face bani frumoși anul acesta. Prima oară vorbim despre ceasuri. Deci tot ce trebuie să faci este să promovezi diferite ceasuri la diferite companii. Ca exemplu o să-ți dau acum, dacă te duci pe acest site web, DraytonWatches.com, acest site vinde ceasuri care costă aproximativ 200-300 de dolari. Ei bine, ei au și un program de afiliere, 20% pentru fiecare vânzare, iar mai în jos aici ai câteva exemple. De exemplu, ei îți dau pe zi, dacă ai două conversii pe zi, înseamnă undeva la 80 de dolari, iar pe lună 2400 de dolari. Dar tu fii la început, zic că nu faci două conversii pe zi. Zic că targetul tău pentru prima lună, pentru a doua lună, este de 5 conversii pe lună, nu pe zi. Asta înseamnă undeva la 200 de dolari lunar. Doar pentru început. Ei bine, când avansezi cu strategiile tale de promovare și vezi ce funcționează pentru tine, vezi că la 5 ceasuri vândute pe zi, faci 200 de dolari pe zi, asta înseamnă 6.000 de dolari pe lună. Al doilea lucru ce poți promova ca și afiliat pentru a face bani frumoși, este să promovezi un software. Ce vreau să zic prin asta? Ei bine, de exemplu, Bluehost. Bluehost este o companie care îți găzduiește site-ul, iar tu dacă promovezi această platformă, Bluehost, vezi aici că poți face până la 65 de dolari pentru fiecare vânzare. În cazul meu nu recomand acest Bluehost prea mult, deoarece eu nu-l folosesc și îmi place să recomand ceea ce folosesc și eu sau ceea ce cred că la alții le-ar fi de ajutor. Doar ca un exemplu, eu pentru toate site-urile mele folosesc SiteGround pentru găzduire și pentru domenii. De asta când fac un tutorial pentru cum să faci un site web sau orice altfel de tutoriale, eu recomand SiteGround. Dacă mă duc aici la SiteGround, în panoul meu de control, vezi că pot câștiga 30 de lire pentru fiecare vânzare. Vezi că am 30 de lire pending și 30 de lire au fost plătiți deja luna aceasta. Ei bine, acestea sunt doar niște exemple de programe pe care le poți promova. Acolo sunt foarte multe alte programe, nu neapărat de găzduire. Iar dacă vrei să promovezi, cum am zis, Bluehost, de exemplu, să iei 65 de dolari pentru fiecare vânzare, nu trebuie neapărat să ai un canal de YouTube să explici cum să faci un site web sau lucruri de genul. Acolo sunt diferite strategii prin care poți face asta foarte ușor. Al treilea lucru despre care vorbim este vorba despre programe recurring. Ce înseamnă asta? Am mai zis și în alte videoclipuri, poți să verifici playlistul de marketing afiliat, de exemplu, Netflix. Tu plătești pentru Netflix în fiecare lună ca să te uiți la seriale, la filme. Din câte știu, Netflix acum nu mai are un program de afiliere, dar în caz că ar fi avut doar ca exemplu, eu dacă îți dădeam ție linkul meu de afiliat, iar tu te înregistrai prin linkul meu, iar și de asemenea plăteai lunar ca să te uiți la filme, eu în același timp câștigam lunar un comision din banii tăi. Deci Netflix mă plătea pe mine în fiecare lună cu un comision, până când tu renunțai la Netflix. Ei bine, acesta este doar un exemplu, poți găsi programe de acest gen. Din nou, am mai spus și în alte videoclipuri, iar ce este frumos la acest lucru atunci când cineva se înregistrează prin linkul tău la un anumit serviciu, dacă îi place acel serviciu, dacă acel serviciu îi e de ajutor, el va continua să plătească. Iar tu vei face bani în fiecare lună. De exemplu, eu cu email marketing. Eu sunt înregistrat pe ConvertKit. Aceasta este platforma care o folosesc pentru email marketing. Este puțin mai greu, nu este imposibil, dar este puțin mai greu să-mi iau toate listele de contacte, să le mut la altă platformă de email marketing, așa că voi continua cu ConvertKit. Deci dacă eu mă înregistram prin linkul tău de afiliat cu ConvertKit, tu câștigai în fiecare lună un comision de la ConvertKit. Dacă te duci aici pe ConvertKit, poți să vezi că poți câștiga 30% comision în fiecare lună. La fel mai sunt și alte programe, cum ar fi TubeBuddy. La fel poți să vezi aici 30% recurring. TubeBuddy este o platformă care te ajută cu SEO pentru YouTube. La fel te poți duce și pe GetResponse. De asemenea este o platformă de email marketing. Aici ai două programe. Dacă te înregistrezi ca afiliat pentru acest program, vei câștiga 100 de dolari pentru fiecare vânzare atunci când aduci pe cineva, dar recomand să te duci cu acest program 30% în fiecare lună. De exemplu, cu platformele de email marketing, la început când vine cineva prin linkul tău și se înregistrează, poate că nu vei câștiga niciun ban.
deoarece nu are o construită o listă de contacte. Dar în timp ce acea afacere crește și are o listă de contacte mai mare, trebuie să plătească bani către această platformă de email marketing. Și de exemplu aici poți să vezi dacă are 8.000 de contacte, trebuie să plătească undeva la 100 de dolari pe lună. Iar tu vei câștiga pe lună 30%, asta înseamnă 30 de dolari în fiecare lună de la o singură companie. Numărul 4, vorbim despre avioane private. Dacă te duci pe acest site web, villiersjets.com, poți să vezi că au un program de afiliere pentru asta. Deci dacă aduci un client către această companie, poți câștiga 1000 de dolari în comision. Vezi aici 1000 de dolari pentru fiecare rezervare. Numărul 5, avem ceva la care probabil nu te-ai gândit și este vorba de saltele. Toată lumea are nevoie de o saltea unde să doarmă, corect? După cum vezi, această companie te plătește undeva la 91 de dolari pe vânzare. Deci dacă ne luăm după acest lucru, dacă aduci undeva la 10 clienți, vei face 1000 de dolari. Ca să te înregistrezi cu această companie, te poți înregistra prima oară cu această platformă de marketing afiliat, ShareASell. Înainte să trecem la numărul 6, poți să ajungi și tu acest canal și să apeși butonul de like, subscribe și de asemenea clopoțelul să fii la curent cu toate videoclipurile mele. Deci, numărul 6 este vorba despre cursuri. Poate ai o audiență în anumită nișă, dar nu știi să faci sau nu ai avut timp să faci un curs, poți promova cursurile altcuiva. Iar unde poți găsi aceste cursuri? Le poți găsi foarte ușor pe platforme de marketing afiliat, cum ar fi Digistore24, cum ar fi Clickbank. Vezi aici că ai diferite categorii, tu poți să alegi categoria, să alegi produsul și să îl promovezi pentru a câștiga comision. De asemenea, pe aceste platforme găsești produse digitale pe care le poți promova ca să câștigi comision. Un exemplu aici ar fi Ultimate Keto Meal Plan. Poți să vezi despre ce este vorba. Vezi aici că poți câștiga în jur de 24 de dolari pentru fiecare vânzare și tot ce trebuie să faci este să apeși butonul Promote Now ca să iei linkul tău de afiliat. Ultimul lucru despre care vorbim este să promovezi un VPN. Din ce în ce mai multă lume folosește un VPN, iar aceste companii au programe de afiliere, cum ar fi StrongVPN, NordVPN, sunt multe, multe companii. De exemplu, pe NordVPN, vezi că te poți înregistra ca și afiliat. Pentru cine aduci nou pe această platformă, vei câștiga 100% comision, iar apoi când se va renoi, vei câștiga 30%. Foarte, foarte simplu. Aici o să-ți las un videoclip unde îți arăt o strategie de a promova un VPN. Eu sunt Madeline și ne auzim în videoclipurile următoare. Ciao!